cuvântul său. De altfel, m-a mințit domnul Ciocioi, pentru că imediat după ce a spus că ăla e ultimul volum, mi l-a dat pe ăsta. Poetul nu se dezminte. Așa că nu, nici ăla nu va fi ultimul, domnul Ciocioi, și vă urez să aveți cât mai multe volume. Acum trebuie să felicitându-l pe domnul Ciocioi și recomandându-vă cu mare căldură cartea, trecem la a doua carte pe care o lansăm astăzi, care se cheamă Ora Lecturii. Să știți că concepția practică este în mare măsură recomandată de domnul Gruia, care ne-a pus la dispoziție ceasul. Noi contribuim cu cartea și cu grafica. În această carte, domnia sa analizează 30 de scriitori, dintre care, nu foarte mulți, dar câțiva sunt prezenți în sală. Și mă refer aici la doamna Ana Călina Garaș, mă refer la, la Camelia Pantazi Tudor, mă refer la doamna Victoria Milescu, mă refer la Emilia Tănescu și... Să vedem. Mai doamne. Doamna Florica Ceapoiu. Mai doamne. Da, are o plecare mai mult între doamne. Are avantajul că doamna dânsului nu participă la lansările cărților de critică ale domniei sale. Doamna Monica Mureșan, de asemenea, este în carte și nu știu dacă mai este cineva, dar oricum... Nu lecturează cărții. Probabil că nu. Acum dânsul evită chestiile care pot fi interpretate. O are pregătită, nu? Așa. Deci, ce pot să spun eu despre cartea domniei sale? V-am spus că la poezie mă pricep, la proză nici atât. Dar o să vă citesc un paragraf din textul de coperta 4 al domnului Zenobie Găzdă. Propunându-și a fi un critic corect în a evoca portretele scriitorilor nedeformate, în minus sub nicio formă, Lucian Gruia mărturisește că s-a oprit cu comentarii găsele asupra acestor scriitori cu care am rezonat sufletește și în funcție de cât se poate de valoarea lor estetică. Fie că e vorba de una sau mai multe cărți, intenția este aceeași de a contura cât mai exact personalitatea autorilor. După cât de știți, dânsul face o descriere foarte exactă și corectă a scriitorului, în primul rând, după care trece la analiza operei pe care, despre care vorbește în carte. Dânsul este un tip foarte corect, face ca majoritatea scriitorilor nu se referă la valoarea sau la ierarhia scriitorilor despre care vorbește, ci îi așează într-un loc acolo, după cum spuneam de mai multe ori și mai spunea cineva, într-un tabel Mendeleev care este adresat scriitorilor. Acum, eu cred că, fiind vorba de faptul că domnul Lucian Gruia își va prezenta și una din cărțile sale foarte interesante, foarte valoroase despre Brâncuș, eu zic să-i dau dânsului cuvântul să spună ce a reținut dânsul din valoarea autorilor, după care vom trece și la, la Brâncuș. Despre comentariile acestea critice, am publicat până acum, asta este a cincea carte de recenzii. Una a fost publicată la editura Limes, una a câștigat un premiu la Râmnicu Săreață, a fost cuprinsă ca atare, și trei cărți sunt la editura Beta. Legat de comentariile acestea critice, sigur că aici e mai arit să vorbim, așa că e mai interesant să vorbim ceva despre cartea despre Brâncuș. Și i-aș da cuvântul doamnei Ana Călina Garaș, care vrea să spună un pic câteva cuvinte despre această carte, după care voi spune și eu câte ceva despre acest lucru. Vă mulțumesc! În general, despre Brâncuș, critica criticii. Eu încep emisiunea să vorbesc despre cartea domnului Lucian Gruia ca cititoare și ca mare admiratoare a operei lui Brâncuș. Am avut ocazia... Vă rog să vă dăm așa că nu vă prindem timp.
Am avut ocazia, prin drumurile mele, să văd foarte multe muzee ale lumii. De fiecare dată când m-am întâlnit în aceste muzee cu opera lui Brâncuș, și mai ales fiind departe de țară, am avut o mândrie și de fiecare dată aș fi vrut să spun: eu sunt din cultura aceasta lui Brâncuș. Deci, efectiv, aceste trăiri sunt minunate, pentru că Brâncuș a fost părintele sculpturii moderne. Cea mai frumoasă expoziție a lui Brâncuș am văzut-o în America, în muzeul de la Philadelphia. A fost o retrospectivă. Într-adevăr, a fost atât de impresionant să vezi întreaga operă a lui Brâncuș. Și ce m-a impresionat cel mai tare a fost că am văzut lucrările care nu reușisem să le văd până atunci, lucrările care erau în India, la Indore. Am văzut cele trei păsări în spațiu. Pasărea neagră, pasărea albă și pasărea de bronz, pasărea aurie. În același timp, regele regilor sau spiritul lui Buddha. Este într-adevăr impresionant și pot să spun că aceste lucrări m-au marcat pentru totdeauna. Am rămas o mare admiratoare a operei lui Brâncuș și am încercat să aprofundez cât de cât să aflu mai mult despre Brâncuș. Vă spun o întâmplare. Într-una din întâlnirile de socializare care se făceau într-o societate, am avut ocazia să mi se prezinte un japonez. Când a auzit că sunt din România, eu am fost foarte surprinsă să aud că această persoană venind atât de departe știa despre Brâncuș. Dar el nu s-a oprit aici și mi-a spus așa: eu am postulat pentru o poziție într-o multinațională. Și înainte de a primi acest post, am avut un chestionar. Și în acest chestionar era una din întrebări, era: ce știi despre Brâncuș? Bineînțeles că mai trebuia să spună în plus, să enumere încă câteva lucrări de-a lui Brâncuș. Întrebarea, adică în momentul acela s-a născut o întrebare: ce mintea mea, oare eu ce știu despre Brâncuș? M-am dus acasă, am luat o foaie și am început să scriu, fără să mă uit pe altceva, pe cărți, ce știu eu despre Brâncuș. Vă rog să faceți și dumneavoastră exercițiul acesta, să vedeți ce știți despre Brâncuș. Pentru că mi s-a părut că foaia nu se umplea pe cunoștințe. Eu cred că despre Brâncuș ar trebui să se vorbească în școli. Noi nu avem o altă personalitate atât de importantă pe plan mondial ca Brâncuș. Și noi totuși știm foarte puțin. Nu spun că dumneavoastră se poate că știți mai mult, dar, în general, ar trebui să se știe mai mult despre Brâncuș. Și acum să trec la cartea domnului Lucian Gruia, care este Reveriile Materiei. Dar, în afară de această carte, domnul Lucian Gruia a scris încă trei cărți. Dar cu modestia dânsului specifică, a vorbit foarte puțin despre cărțile dânsului. Cartea este foarte frumoasă. Dânsul este un brâncușolog cu operă. Sunt foarte mulți care scriu despre Brâncuș, dar sunt fără operă. Domnia sa este un brâncușolog cu operă. Să scrii patru cărți și să nu vorbești de ele. Eu înțeleg modestia, dar găsesc că e prea de tot.
Deci, le puteți găsi aceste, aceste cărți a domnului, a domnului Lucian Gruia, pentru că aceste cărți aduc o elucidare în, pentru, în opera lui Brâncuș. Despre Brâncuș s-a scris enorm. Cred că ne-ar trebui o viață ca să citim tot ce s-a scris despre Brâncuș. Dar dânsul vine cu un fel de elucidare asupra operei lui Brâncuș. Și începe, de fapt, cu ceva foarte frumos, pornind de la ideea că Universul este viu. Pornind de la această idee a Universului viu, spune că în Univers există aceste forțe yin și yang, care se echilibrează, se influențează și, datorită acestor forțe din Univers, sunt cele cinci elemente. Apa, lemnul, focul, pământul și metalul. Legat de aceste elemente, care au o influență asupra existenței noastre, psihicul nostru este influențat de aceste elemente, pentru că omul se găsește, într-adevăr, între cer și pământ, influențat fiind de amândouă. Asta știți dumneavoastră mai bine, că jumătate om este și yin și yang, pentru că este bărbat și femeie. Deci noi suntem un întreg când suntem un cuplu. Deci se spune că aceste reverii ale materiei, ale elementelor asupra noastră, de fapt, pornim de la ideea că noi suntem, de fapt, psihicul nostru este o reverie a materiei. Și pleacă de la cuvântul rêve, din franceză, care înseamnă vis. Rêve înseamnă a visa în sensul cu, a visa cu ochii deschiși. Și aici suntem într-un grup de persoane care fac asta tot timpul, visează, creează cu ochii deschiși. Cartea este deosebit de frumoasă și astfel dânsul vorbește despre reveria terestră, reveria acvatică, reveria aeriană și despre reveria pinică. Și introduce în aceste reverii, introduce opera lui Brâncuș. Mie mi-a plăcut foarte mult, eu pot să vă mai spun, pentru că Brâncuș are câteva, n-a fost numai sculptor, a fost și un mare filozof și are deosebite frumoase aforisme. În aceste aforisme vorbește atât despre operă, cât și despre viață în general. Și unul din aceste aforisme este: eu sunt cocoșul. El se referă că este deschizătorul, vestitorul unei ere noi în sculptură. Sau spune, de exemplu, nici nu știți încă ce vă las eu vouă. Și, într-adevăr, nici acum nu știm încă cât de importantă este opera lui Brâncuș. Eu îl felicit pe domnul Lucian Gruia pentru această carte, eu le-am citit și pe celelalte și vă recomand și dumneavoastră să le citiți. Sunt cărți care aduc un pic de informație, adică foarte multă informație, dar măcar ceea ce putem reține despre Brâncuș ca să putem aprecia într-adevăr. Vă îmbrățișez cu sufletul. Acum o să las microfonul domnului Gruia, care vă va vorbi și despre carte, despre ora lecturii, dar și despre Brâncuș. Și îi cedeți microfonul, e cel mai simplu, așa?
Nu o să băgați în seamă faptul că cei doi actori ai noștri își pregătesc scena. După ce se termină, noi o să facem o rotire de 90 de grade cu scaunele ca să-i vedem mai bine. Și mai bine că așa era prea mare distanță ca să se vadă din spate. Trebuie să decât 4 rânduri și va fi foarte bine. Acum, dacă ora lecturii a trecut, o să vă spun ceva despre opera lui Constantin Mâncuș. Un critic literar spunea că într-un roman există un personaj care este un boem, boinar și care se simte la fel de bine și în apartament și în oraș. Adică granița n-ar mai exista între casă și urbe. Acest tip, criticul respectiv, îi spunea flaneur. Pentru Brâncuș se potrivește foarte bine acest lucru, pentru că Brâncuș a făcut din cameră oraș și a făcut din oraș cameră. Cum a făcut Brâncuș din cameră oraș? El a scos masa țărănească la care se mănâncă și a făcut masa tăcerii. A scos poarta de la ograde și a făcut poarta zăzutului. A scos stâlpul de la cerdac și a făcut coloana fără sfârșit. Cum a făcut Brâncuș din oraș cameră? El a introdus în cameră vietățile exteriorului. A făcut pești, păsări, foci, animalul nocturn și alte păsări. Dar interesant ar fi, cum am în primul capitol al cărții, să devenim și noi flaneri și să intrăm în interiorul formelor pe care le-a făcut Brâncuș. Să ne imaginăm formele goale din interior și noi ne-am putea vizita dinăuntru. Ce senzații am putea trăi în această situație? De exemplu, dacă am intra într-un ovoid, care este începutul lumii, în forma ovoidală, ar trebui să simțim o stare de liniște ca și în pântecele matern. Ar trebui să fie o stare de euforie, de liniște și de calm. Un dormitor, dacă ar fi de forma ovoidală, cred că ar fi cel mai odihnitor. Ce am simțit dacă am stat o pasă măreastră, care este ca un fel de catedrală gotică? Atunci spiritul s-ar înălța, am fi într-o stare puternică de trezire și de activitate. O altă sculptură a lui Brâncuș foarte interesantă este trei pinguini. Acești trei pinguini alipiți formează o familie. Și aici avem familia, tată, mamă, fiu, dar avem și unitatea divină. Dacă s-ar face o biserică cu acest interior, cu acest exterior, ar fi o trei pinguini și gol în interior și ar fi o biserică, ar fi ceva senzațional. Brâncuș, de fapt, a vrut să-și facă din sculpturile sale unele locuibile. De exemplu, din coloana fără sfârșit, a vrut să facă zgârie-nori. Aici a fost o întreagă discuție legată de acest aspect. Pentru că unii autori spuneau că o sculptură cu nu știu câte module și la 400 de metri înălțime, cum a plecat în Brâncuș, ar fi foarte interesantă și suplă, numai că au venit inginerii care au spus că, din punct de vedere tehnic, nu se poate realiza chiar așa, de ușor. Inginerul Ștefan Georgescu Corjan, care a fost inginerul constructor al coloanei fără sfârșit la Târgu Jiu, și a cărui fiică trăiește și n-a putut să vină seara asta să-mi prezinte cartea, fiindcă e accidentată la un picior, a făcut niște calcule și a zis că numai trei module de 60 de metri în laturi puteau să fie construite cu materialele de atunci. Dar totuși Brâncuș a mai imaginat o sculptură, un interior vizitabil, templu pe care vrea să-l facă în India, pentru Maharajahul Raul Holkar, pentru că erau și păsările de care a pomenit doamna Galina Garaș. Aici era vorba de o sculptură care era o coloană a sărutului cu dublu capitel și s-ar fi intrat prin piciorul coloanei și interior ar fi fost o cameră luminată printr-un orificiu din plafon și în care s-ar fi regăsit aceste sculpturi. Deci asta este numai primul capitol al cărții mele despre opera lui Brâncuș.
Urmează revenirea materiei care ar fi iarăși povestit nu știu cât și încă multe capitole, că sunt vreo 7, dar mă opresc aici și vă mulțumesc. Și acum cred că urmează ceva, un spectacol de la domenit de teatru. Dacă mă iubeați și m-ați vorbat, că sigur că da, sunt cea mai mare plăcere. Stai că mai știu vorbitură. Da. Gim la urmă.